Vizitatorii grădinii zoologice Călăraș sunt întâmpinați de câteva zile cu un peisaj de poveste datorită zăpezii așternute. Cei mai fericiți de sosirea zăpezii sunt urșii și muflonii, însă Camila Vandana stă ascunsă în bârloc de când a poposit iarna în complexul de agrement. Animăluțele nu suferă din cauza frigului pentru că au parte de condiții bune și de un tratament special pentru a face față temperaturilor scăzute. Acestora nu le lipsesc hrana bogată în proteine și căldura. La Călăraș fulguiește în acest moment. Nu este prima ninsoare din acest an în municipiul nostru. Am avut parte și de un cod galben de ninsori în perioada 27-29 ianuarie. Am venit la grădina zoologică din Călăraș pentru că vrem să știm cum au întâmpinat animăluțele prima zăpadă din acest an. Iar pentru a afla acest lucru vom sta de vorbă cu purtătoarea de cuvânt a grădinii zoologice, Maria Cosmina. Bine te-am găsit, draga noastră! Bine ați venit și ne bucurăm tare mult că ne faceți vizite, chiar și dacă este foarte frig afară astăzi. Deși este frig, e foarte frumos la grădina zoologică, este așa un cadru de poveste, s-a așternut zăpada peste tot. Cum au reacționat animăluțele la prima zăpadă? Cum se simt ele în acest moment? Pentru unii a fost o bucurie, urșii au fost foarte încântați de prima zăpadă, chiar și tigrii, pentru alții nu a fost atât de atractiv. De exemplu, Camila noastră, Vandana, nu a mai scos capul din bârlog de când a văzut că a dat zăpada. Sunt multe animale care au nevoie în perioada asta de protecție și noi le ținem la căldură. Avem în toate padocurile lor, au și padocuri interioare. Și acelea sunt încălzite, avem centrale termice sau avem încălzire prin pardoseală. De exemplu, în zona de acvariu, pentru șerpi și pentru crocodili avem încălzire în pardoseală. La fel și pentru păsări, pentru maimuțe și toate celelalte animale din colecție, avem încălzire prin centrale termice. Cum le hrăniți în acest moment? Pentru că temperaturile, iată, au scăzut, a venit iarna. Categoric, sigur, s-a schimbat ceva în alimentația multora dintre animăluțe. Da, în perioada mai rece au nevoie întotdeauna de suplimentarea rației de hrană și asta e valabil pentru toate animalele. De exemplu, maimuțele în perioada asta sunt răsfățate cu ceai cald și nu doar asta, dar le dăm proteină o dată pe săptămână, adică ori ou fiert, ori piept de pui fiert, le pregătesc colegii mei acolo. De asemenea, pentru ierbivore s-a schimbat un pic hrana, pentru că în perioada asta nu mai primesc hrană verde. Ele sunt mult mai atrase de hrana verde, bineînțeles, dar le dăm lucernă, le dăm nutrețuri combinate pe care le facem noi aici. Totul ca să le asigurăm tot ce au nevoie pe perioada iernii. Am văzut și un lucru mai puțin obișnuit. Tigrii, spre exemplu, erau afară, se bucurau de zăpadă și noi știm că, de fapt, ei iubesc căldura. Da, cred că au fost mai mult curioși. Și ieri, la prima oră, când ne-am plimbat prin grădină, la fel i-am surprins jucându-se în zăpadă. Mi-a părut rău că n-am reușit să-i filmez, dar a fost un cadru destul de spectaculos pentru noi. Și cred că, în general, toate animăluțele, pentru că nu am mai nins de foarte mult timp, la prima zăpadă sunt destul de curioase de ce se întâmplă. Deci a fost binevenită și această zăpadă până la urmă. Da. A fost primită cu bucurie. Deși pentru noi este un pic mai dificil acum, că ne luptăm cu înghețul ca să putem să avem grijă de animale, dar facem asta cu drag.